Salut de lume, eu sunt Remus, iar astăzi ne vom juca Catch a Lover sau Prinde Diamantul alături de Alice Gamer. Alice Gamer, vreau să-mi iau un per, salutare mai buni. Ok, am jucat două meciuri înainte de a începe episodul să știu și eu despre ce e vorba. Și sincer, da, no, te-am bătut de două ori și e destul de distractiv acest joc, chiar mi se pare foarte mișto. Iar dacă mai vedeți în continuare episoade de Catch a Lover, nu uita să apăsați pe butonul de like să strângem cât mai multe like-uri. Câte like-uri vrei să strângem? Minim 5 like-uri. Ok, minim 5 like-uri, deci haideți să dăm start. Și pe scurt, eu în momentul de față sunt soțul și Alice este amantul și trebuie să îl prind. Trebuie să mă prind, păi vezi tu, domnule, uneori se există posibilitatea ca eu de fapt să fi stat cu soția. Ok, deci tocmai ce am venit acasă dintr-o o zi, mă rog, am fost la muncă și ceva pare suspicios. Ceva chiar pare suspicios, adică parcă au avut niște pași care nu sună ca soția mea. Așa că trebuie să văd cine este. Nu! Uitați-l! E închilos, bă! Bă, vino cu acea! Vino cu acea amant! Amant prost! Ce vrei, ce-i zis, mă? Că ești un amant prost. Nu cu ace. Ha, nu sunt prost, că i-am făcut gluma cu Milu, nevastă ta și a zis, da. Bă! A, da? Cream că poți să iau banana ca polițist, era să zic. Nu poți să iei. Bă, ce? Ok, restart, pe că a durat mult prea rapid asta. Nu era posibil. Ba, e posibil, sunt mult prea bun la jocul ăsta. Și abia l-am luat gen. Lasă că ți arăt eu. Bă, măcar există un joc în care poți să-l bagi și-o pe Aris, adică... La... Ai postat fotul cu Justin Natural, nu? Nu. Păi Remus. Da, Aris? Nimic, 1-0. A. Și înainte de video nu mi-a făcut-o, dar uite că acum mi-a făcut-o. Eu zic să ai grijă, pentru că am o jucărie roz. O jucărie roz? Ce păi, frate, știu ce e rozul. Ce joc pervers. Băi, eu mă înarmez aici cu pistoale. Tu te înarmezi cu pistoale, iar eu mă uit și eu pe aici, să văd ce este suspect pe aici, dacă e ceva suspect. Ce m-ai speriat, doamne, copil făcut pentru allocation, tai de capul meu. Vino încoace, amantule. Da! Nu ți-am dat? Ai! Ok, fugi! Fugi, să nu te mai prind pe aici. Ok. Da, fug. Ce amant, frate, în ziua de astăzi, bă, deci... Hai, bă, amanții din ziua de astăzi. Măcar să nu afle soția mea, că am și eu o amantă. Dar e ok, pentru e că... Okay. Măcar eu nu am, înșelat-o și nu l-am adus pe amant. Măcar eu nu l-am, băi, măcar nu l-am dus pe amant, gen, la noi în casă și n-am făcut chestii indecente în aceeași casă, adică... Oameni buni, am spus amant din greșeală, vreau să mă refer la amantă, am pus chestia asta ca să știți că nu sunt gay, ok? Vă mulțumesc! Ei, eu te dau cu capul de torpedou. Mai știu ce spui, mă, amantule, că dacă te prind, îți rup tot. Nu știu ce. Dar ești mort. Păi, frate, fratele meleu. Bă, te aud, dar nu știu unde.
A, uite, te-am văzut, te-am văzut. Pantalonii te albaștri. Ce s-a speriat, mă, mantul. A, da? Nu, am dat pe, am dat pe shift tab. Unde ești? Uite. Ia! Ia! Nu-i de mirare că te-ai ceva. Bă, nu râde de mine. Uite-l, mă. Ia uite-l, mă, pe amant. Ce încet e, frate. Nu. E să nu te gândești. Bă. Ce-a încercat? Ce-a încercat? Vine data asta eu o să fiu amantul, fiindcă e totul mult mai amuzant dacă eu sunt amantul. Bă, da. Da, mereu te spui. De ce? Că nu-mi sărea caracterul. Ok, da. Adis. Bună încercare. Bine, de fapt, proastă încercare, n-am să te fie. Am găsit bluza. Am o întrebare. Pe cât apăs ca să văd caracterul din altă perspectivă? Fuck. Bă, bă. Aha! Bă, ce copu și de zilele stelei... Amanților, că tu ești vai de steaua ta, amantule. Nu ce greu arde. Nu te arătați! Easy. Bă! Trebuia să te lovești, de ce nu te-a lovit? Pentru că eu sunt amantul Georgica și am de gând să te omor. Remus, unde ești? Sunt la soția ta. Remus. Sunt la, sunt la soția ta. Sunt la soția. Ce? Remus. Nu și de data asta, amice. Am găsit ștruganetele ăsta care seamănă cu altceva, dar lăsăm așa. Ți-am zis că e un joc pervers, dar tu nu, tu cu Peppa, tu cu ai tăi, dar nu. O, dar Peppa! Deșteaptă-te, române, din somn. Din somnul cel de moarte, în care te-a dânciră. Am un plan, o să distrug toate, toate ușile din casă până te găsesc pe tine. Ok, asta înseamnă că ai arma, ai aroz și în formă de, în formă da. de castravete. Nu e formă de ciocan, mă, cei. Ciocanel, scăriță și nicovară. Toate cele. Deșteaptă-te, prosoane. Te aud. Oh, dar... Peppa! Unde ești? Ce-a făcut a
arma asta, cea mai proastă armă din istoria armelor prăjite. E un pistol cu apă, la ce te așteptai? Păi mă așteptam să facă ceva! Ia, ce să faci tu mă acum? A, ah, te-ai găsit pantaloni. Mersi pentru pantaloni. Nu! Nu se poate. Restart. Cum să mori așa, mă? Cazul ăsta mai vreau și eu dat amant. Păi tu ai fost de două ori amant. Păi, bue, a fost că ai vrut tu să dai restart. Da, adevărat aici, dar asta pentru că am fost prea bun și te-am prins prea rapid. Păi chiar da, mă, da. Cum era aia cu marmota? Nu știu și chiar nu mă interesează să știu cum e aia. Tu știi gluma cu Tudor? Chiar nu știu. Nu, asta e bună pentru dacă ești amant. Se zice la soț gluma. Și nu cred că ați vrea voi să știți mai bine pentru că... Pentru că n-au dat like. Exact. Remus. Voi fi o prost, dar nici chiar așa. Nu te-am nimerit! Nici o problemă. Mamă, ce bucată ți-am dat. Ok. Asta e ultima rundă. Și de data asta chiar nu mai scape, amantule. Mamă, dar ce bucată ți-am dat. Dar am uitat și eu prost, frate, că trebuia să mănânc. Dar nu, no, eu pepa, eu nu mănânc, eu îi dau bucată. Am pepa. Dă-i ready, băi, dă-i ready așa. Mamă. Ok. Nu mă așteptam să mă spawneze în camera asta. Bă, nici eu nu mă așteptam. Bă, la vorba aia. Există o mică mare problemă, Rebus. Și care este aceea? Că... Habar n-am. Ai dat foarte multe explicații logice. Părerea, am foarte mulți pantaloni, se pare. Ok, Rebus? Unde ești? Vrei tu să încerci să faci ceva. Nu, sincer nu. Ba, sincer da. Ioi, ce urât vorbești. Trebuie să-mi dai 10 lei, că ai înjurat. A mea! Ue! Ok. Nevasta chiar o să... Nevasta... Pe lângă faptul că... Am motive să mă despart de ea, acum are și ea.
Ia uite-te mă la amantul ăsta, bă. Ia uite-te mă la el. Ia uite-te mă la el. Nu mă încoace. Nu mă încoace amant nebun. Nu mă încoace. Ce-s bă jucurile astea? Jucurile astea le făceam eu lui mamaie. Bă. Ce? Bă. Ei, yo. Ei, yo. Zoraca ta bunicuță. Bă, nu-i corect. Ba da, pentru că ăsta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut și mai vreți în continuare. Și fapt, știu, fapt, hai să facem o chestie diferită. Vreau data asta să fiu. De fapt, vrei să fii acum amant sau husband? Zi sincer. Alege unul. Ok, nu mă așteptam. Și vreau data asta să dau pe o altă casă, doar așa, să văd cum este. Ba, hai că dau pe dau pe asta din DLC. Ai zis, Star Session. Mă dau pe... Eu acum mă cred în Kill the Lover, dar e ok. Hai să vedem cum se va, cum se va decurge totul. Hai, dă-i odată să ready. Ok. Am o abilitate, LOL. LOL. Ui, ce urât sunt, bă. Am față de... Mimoi și te cheamă... Da. Nu-mi place ce văd aici. Nu prea îmi place foarte mult DLC-ul ăsta, mă cam sperie. Ui, dar ce-s atât de mulți oameni morți aici? Băi, Remus. Păi, nu sunt morți. Nu a murit nimeni, am dat doar eu cu... Și de ce mi se vede curul? Ce? Pe bune! Am dat eu cu nevasta, ha, petrecere de Halloween. De o gen scam scun, știi? Gen... Eu sunt... Gen, gen. 666, clasic. Ce mă? Am spart iarăși TV-ul. Bă, da, eu am o fascinație în a sparge TV-uri. What? Bă, cine ai capturat aici, frate? Da. Păi, sincer, chiar sunt fericit că nu sunt amant, pentru că, sincer, dacă aș fi amant, chiar m-aș căca pe mine în chestia asta. Ok, seara. Bă, actually, îmi place DLC-ul ăsta. Chiar e... Da, dar nu aduce foarte mult, adică decât e casa cu sânge și... Adică e ok, dar... Îmi place, e... Mie nu prea îmi place că e mult prea antuneric. Și... Uite, acum că nu dau abilitatea, văd totul, dar... Remus! Ce este? Nu! Îmi zice o fată... Bă, asta... Vreau o fată să iasă la date cu mine pe disco. Bă! Remus, nu! Ba da! Ia! Ia uite ce sunete faci, bă! Bă, nu... Ce? Ok, ăsta a fost episodul de astăzi și de tata asta pe bune. Dacă mai vreți în continuare episoade de genul, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Eu am fost Remus, el a fost Aris, iar noi ne vom revedea în următorul episod. Pa, pa!